Zilnic, zeci de membri ai casei de ajutor reciproc a pensionarilor solicită împrumuturi și pentru că numărul cererilor este foarte mare, pensionarii așteaptă chiar și o lună până să primească banii. Cu toate acestea, spun că este singurul loc unde au încredere să se împrumute fără riscuri. Ce sumă vreți să luați? 6 milioane. Ați făcut împrumuturi aici? De foarte multe ori. Acum chiar vin să achiți și apoi să fac altul. Reprezintă un ajutor. Dacă pensionarii au pensii mici, sigur că... Apelează la împrumut. Sigur că da, apelăm și la bănci și peste tot. Suma maximă acordată cu împrumut de Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor este de 5.000 de lei. Ca să primească acești bani, solicitantul trebuie să aibă capital de 1.750 de lei și să fie girat de un pensionar de stat sau un salariat. Nu pot fi giranți pensionarii cu handicap, pensionarii de SAP și veteranii de război. De la începutul anului 2011 am acordat 1.700 de împrumuturi până la ultima ședință de joia trecută, în valoare de peste 3.600.000 lei. La Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor se pot înscrie și pot solicita împrumuturi și salariații. Înscrierea se face în baza unei cereri tip.